Interesant este faptul că am văzut și la începutul anului o reacție a domnului Robert Sigertău, da, secretar general al partidului, care a reacționat cumva la o numire a unui social-democrat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Din nou am văzut acolo reacții de la PSD. Vreau să vă întreb, e cumva o perioadă de instabilitate în coaliția de guvernare acum? Nu. Nu este o perioadă de instabilitate, de altfel, la nivelul aparatului central, la nivelul guvernului, lucrurile stau foarte bine așezate. Sunt ședințe zilnice aproape, sunt chestiuni serioase care se dezbat, sunt decizii importante care se iau. Din păcate, nu în toate domeniile. Dar, evident, agendele, am spus, celor două partide, din când în când, mai intră în coliziune. Suntem, și trebuie să o spunem, trebuie să o recunoaștem. Sens să ne spune de lucrul acesta, două partide total diferite. Vorbeam de agenda reformatoare, agenda liberală, care se bazează foarte mult pe componenta economică, pe investiții, și agenda PSD-ului, care are evident un puternic caracter social. Acum, micile noastre meciuri cu ghilimele de rigoare n-ar trebui să afecteze foarte mult agenda guvernului. Dar dacă ar exista mai multe întâlniri ale coaliției în care să discutăm toate aceste lucruri, intern, mai mult decât în afara coaliției, cu siguranță n-am mai avea aceste discuții publice legate de energie, legate de sănătate, legate de temiri și alte subiecte unde nu suntem pe aceeași linie sau diaspor. Și hai să o lămuresc și pe cea cu ea, acestui domn la departamentul diaspora. Eu cred că diaspora în momentul de față, adică nu împărtășesc opinia domnului Sigertău, cred că diaspora judecă Partidul Național Liberal sau activitatea noastră politică după o numire. Ei cred că au așteptări în legătură cu întregul proces de guvernare, nu neapărat pentru numirea unei persoane acolo. Ei pot judeca Partidul Național Liberal după măsurile pe care le luăm, după modul în care dialogăm cu diaspora, apropo, programele pe care le derulăm acolo, modul în care încercăm să comunicăm cu acești oameni, să le păstrăm sentimentul apartenenței la țara lor, chiar dacă îi trăiesc în afară, programele destinate copiilor lor pentru a învăța limba, pentru lucruri de genul ăsta, mai degrabă decât numirea unei persoane. De asta spun că cred că Robert și-or greșește aici. Ați discutat, a fost o ședință la Partidul Național Liberal, ați discutat acest aspect semnalat de Robert Sigertău la începutul anului? În ce sens, dacă l-am discutat? Dacă l-ați discutat în interiorul partidului, ați pus pe ordinea de zi această nelămurire, dacă subiect. Pot să o numesc așa. A fost o așa. Discuție. De altfel, există discuții foarte multe subiecte în ședințele noastre. O simplă discuție. N-a existat un punct special destinat acestei miri. De altfel, poziția aparține Partidului Social Democrat, la care făcea referire Robert Sigertău, Partidul Social Democrat și... Spuneați că anumite nelămuriri ar trebui discutate în coaliție și sunt de acord cu acest lucru cumva. Dar nu au loc întâlniri în coaliție? Adică de la începutul anului până acum suntem, cred că, în 13 astăzi, nu a avut loc o ședință a coaliției de guvernare? Dacă că totuși sunt niște teme care se dezbat în spațiul public. Energie, facturi uriașe, ia uite, numiri, nu a avut loc o coaliție. Dacă ar fi avut loc aceste întâlniri, probabil aveam foarte puține discuții în spațiul public. Chiar președintele PNL spunea, cred că aseară, între puține televizată, că este deschis și dispus să organizeze cât mai repede o ședință a coaliției în care să discute pe masă toate aceste subiecte fermiți. Și de ce nu au loc aceste lucruri? Nu fac parte din structura de conducere a coaliției. Bun, înțeleg că cine face, agenda. Ne-ați văzut, noi suntem disponibili, prezenți de altfel la orice fel de solicitare, chiar a presii să dăm. Asta zic, noi în spațiu public ne agităm, ne zbatem. Da. Sunt subiecte, slavă Domnului, de discutat în coaliție. Dar... Da, eu cred că ar trebui să se stabilească o periodicitate, o frecvență a acestor întâlniri, să nu mai fie loc de zbatere în plan public.